Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la un nou video. Oameni buni, după cum bine știți, probabil sau poate nu știți, Destiny 2 s-a relansat acum, să zicem așa, dar pe Steam, în variantă free-to-play odată cu noul lui expansion Shadowkeep. E bine, știu că voi sunteți în mare parte în căutare de jocuri de astea free-to-play și vă mai gândiți așa ce să mai jucați. E bine, acum este momentul potrivit să încercați și voi Destiny, pentru că cred că am încercat să vi-l bag cu forța pe gât de fiecare dată când apare câte un expansion sau câte un DLC nou sau când a apărut Destiny 2 și atunci când a apărut și Destiny 1. Știți foarte bine că am făcut o grămadă de video și am făcut o serie destul de mare de video cu Destiny. E bine, de când a apărut pe PC și a avut acele probleme cu contentul și toate alea și că a fost destul de slăbuș și tot așa, și foarte bine că nu prea a mai avut așa mare atracție pe YouTube. E bine, acum relansându-se în variantă free-to-play și vă dă acces la o grămadă din contentul pe care Destiny 2 îl dispune, eu zic că e momentul să mai faci un video și să vă arăt așa mare parte ce puteți face prin Destiny 2 în momentul de față dacă vi-l luați free de pe Steam. Eu am totuși caracterele transferate de pe Battle.net, să știți că dacă nu v-ați făcut transferul de pe Battle.net pe Steam până acum, să știți că este cam târziu și cam tot ce ați avut voi acolo s-ar putea să se fi pierdut. Nu știu sigur dacă s-a încheiat faza cu transferul, așa că grăbiți-vă și vedeți dacă mai puteți salva ceva dacă nu-mi par rău pentru voi. Și, cum se cheamă, să vă instalați varianta de Battle.net pentru că nu o să mai aveți nevoie de ea, că nu mai aveți ce face oricum cu ea. Nu mai aveți ce să faceți nimic cu ea. Eu personal acum am pe contul ăsta tot ce aveam pe vechiul cont de Battle.net, adică Destiny 2 cu DLC-uri, cu Annual Pass-uri, cu Forsaken și tot așa, dar nu am Shadowkeep. Probabil că nu o să fac rost de Shadowkeep, dacă cumva vă trezesc interesul, o să fac ceva video-uri cu el, să vedem care e povestea, să vedem ce nebunii s-au pe acolo. În mare parte, Destiny Free-to-Play sau Destiny New Light conține Destiny 2 cu DLC-urile, dar fără Forsaken, care are totuși o poveste destul de bunicică, așa că vă recomand să faceți rost și de ăla dacă aveți cum sau răbdarea necesară, pentru că Forsaken vine cu povestea adițională, vine cu armele, cu activitățile specifice expansionului, de aceea cumva necesită să aveți expansionul ăsta, dar în rest să știți că aveți acces la mai toate activitățile și misiunile disponibile în Destiny. În Destiny 2, în special că o să aveți o grămadă de iteme de la DLC-urile deja incluse în varianta free-to-play și oricum aveți acces la unele activități ce practic au venit cu Forsaken, dar sunt incluse în jocul de bază, și anume Gambit. Noi acum o să facem un caracter nou, pentru că avem un nou intro, de câte stau bine să-mi aduc aminte, nu mai avem vechiul intro și mi se pare că te dă direct la level maxim cu gear, să zicem, de început. Și după aia tu îți alegi ce vrei să faci exact. Eu o să-mi fac de data asta un Hunter, pentru că ce drept Hunter e singura clasă pe care nu o am și o să facem, cred că o să facem female, dar aș prefera să nu o fac ceva foarte, foarte diferent. Să facem human? Nu, cred că am deja human, să facem de asta așa. Oh, deja îmi place cum arată. Deci tipul asta arată perfect, să fiu sincer. Să schimb puțin pe aici ceva. Vreau să fac Awoken pentru că îmi place totuși cum arată și rasa asta așa. Nu, așa arată mai drăguț. Skin color, nu, move-ul ăsta era mai ok. Să zicem, alegem aici niște culori. Bine, să putem să lăsăm... Așa merge. Și eye colors, albastru. Și îmi plăcea... verde ăsta arată mișto. Nu, verde ăsta arată mai bine. Hair, ia zi, ce opțiuni de păr avem. Bine, n-aveți cine știe ce opțiune, să sunt chestii pe care le vedeți doar în cinematice sau nu le vedeți mai deloc, așa că nu trebuie să vă agitați cu ele. Cred că o să lăsăm așa. Spunem și ceva marking-uri pe aici ca să fie o treabă, să arate de mai interesant caracterul. Sincer, cred că așa îmi place mai mult. Și dăm marking-urile cu roșu sau nu? Lăsăm... Nu, cu negru. Cu negru ce mai bine. Și dăm finish. Ok, sunt și eu curios să vedem care este intro, pentru că din câte am înțeles e un intro diferit față ce aveam noi până acum, adică știți voi foarte bine când jucai Destiny 2, dacă ați jucat Destiny 2, începai de la level 1, vedeai invazia aia pământului, bla bla, drăcii de genul ăsta, dar am înțeles că acum au făcut intro-ul cum era în Destiny 1, știți? Și după aia de acolo te dă direct în toată nebunia asta. Deci, scuze dacă poți să rejoci campania, pentru că n-am stat să mă uit acum, cum e cu un caracter nou. Eu deja având caracterele trecute prin campanie, mi-era destul de greu să... Ia! Da, văd că începe exact ca Destiny 1. Relativ. Ai, în aceea zonă? Oh! Ce tare!
ghost. Actually, now I'm your ghost, and you? Well, you've been dead a long time. So you're going to see a lot of things you won't understand. Așa. Eu e puțin schimbat. We aren't safe here. I have to get you to the city. Ok. Și acum intrăm în jocul propriu-zis. Nu-mi vine cuvântul propriu-zis, eram așa foarte confuz de ce voiam exact să zic, știi, și toate alea. Ah, și apropo, dacă cumva o să întâmpinați probleme de, când zic, vă dă crash jocul la început sau ceva, să știți că e din cauza că probabil aveți prea mulți prieteni, gen PS300. Am și uitat cât de bine arată jocul ăsta. Mă jur, unde zonat așa bine? Ok. Bine, acoperim minimap-ul acolo, boys, cu webcam-ul, dar cred că putem să modificăm unele. Hai să tragem ăsta așa. Nice. Do that, we'll need a ship. But first, I need to find you a weapon. Let's keep moving. Da, văd că e fix ca intro din Destiny 1. Mamă, mi-era dor așa de tare de intro Destiny 1. Mhm. Ok, deci miliul avem. Iau ce acolo. Cred că e o idee bună. Hard military system, check. Frayed wires and rust, check. When I flip this switch, expect trouble. Trebuia să fie dat drum la subtitrări, deși i-am crezut că erau date deja. Oh, God! Păi și eu ce vrei să fac? Oh, nice! Prima noastră armă! E fix aceeași armă, da, e coloscopul ăsta. Stai un pic, n-avem... That means you're not afraid to take risks. So stai unde? Keep moving and be ready for a fight. Cer să găsesc dălea, cum le zice, subtitles, dar mă jur că nu le văd. On, așa. Cred că acum ar trebui să fie bine. Nu știu dacă am dat save sau ceva, survive through, yeah, mă. Deci cred că e doar fix prima misiune din Destiny, sunt curios după ce-ți dă exact. Deci după ce faci intro-ul ăsta unde practic e tutorialul, cel mai probabil o să te dea în... fie direct în campania de Destiny 2 normală sau cred că s-ar putea să te trimită gen în spațiu liber și faci ce vrei. Ok. Da, mă, da, știu cum să mă joc jocul ăsta, îl joc deja de foarte mult timp. Mamă, cât damage dă nebunia asta de armă. Știu că era odată parcă un semi-bug sau ceva prin Destiny 1, că dacă îți păstrai arma de la începutul jocului, era foarte puternică. Oh. Ok. Da, vedeți, toate chestiile sunt deja 750, sunt date de la început. Nu trebuie să vă panicați că nu o să aveți gear de început. Push to swap to, dar... pur și simplu dau de numere în pana mea. Da, e fix și același shotgun pe care ți-l dă la început. Ce tare. Cum a spus, mi-era dor să rejoc intro. Deci probabil o să terminăm cu nava și cu nu știu ce nebunie. Oh, nu. Presupun că... a, asta e clasa, e specul de hunter care am cu cuțitul aia, vreau să zic. Nice. Ok, am rezolvat pe băieți aici. Easy peasy. Mai avem ceva? Nu mai avem, super. Da, văd că acum avem superul, știi? Asta văd că avem superul din prima. Atunci nu mai țin minte să fie avut super din prima. Nice! Oh, văd că acum asta durează, gen, numai doar pe anumite lovituri. De obicei, țin minte că ăsta, Golden Gun era pe un anum, pe un trail hit-uri și aia era pa. Văd că acum a durat mai mult. Ok. Ori probabil era 3 hituri și le-am dat 3 hituri. Oh, stai, avem execute. Da, e o chestie nouă în Shadowkeep și anume execute-urile. Dar... ia, asta așa. Cum se cheamă? Noi nu avem încă Shadowkeep, deci asta vine oricum cu jocul de bază, indiferent ce faci. Bine, și astea pot fi customizabile. Adică le poți schimba, te duci aici, ai în partea de jos, uite, ai Blade Carnival. Le poți schimba cu ce ai tu. Chef în funcție de ce și deblochezi, adică panarea. Sau poți să-ți cumperi, că jocul ăsta acum mai nou are doar microtransacții pentru cosmetice, adică cumva trebuie să se susțină și ei dacă cumva decizi să nu-ți cumperi niciun DLC. Și uite,
Am ieșit cu tot afară. What, unde? Da, uite, playeri! Oh, ăștia sunt toți care au început jocul acum sau ce? Oh my god, e un Fallen de la. E un tank de la furisit. Turăs tankul ăsta. Nice! Deci văd că te-a băgat în instanță cu mai mulți, știi? Mine asta e tare. Aici am băgat cuțitul ăla așa în spate. Bun! Mamă, i-am spart capul cu șoc de asta, ești nebun? Uite, asta are și heavy weapon. Dar cred că toți au început acum, gen. Se iau și în loot de aici. Oh, no, mănuși. Sunt mai bune? Sunt mai bune? Uite, mă, deja îți dă gear aproape. Da, ideea e că toate caracterele pe care ți le transferă, ți le transferă direct cu 750 light level. Și după aia orice mizerie pe care o găsești o să fie mai bună. Aia e toată treaba. Cred că mă pot obișnui o leacă cu Hunter-ul ăsta ca și jump-uri. Niciodată nu mi-a făcut Hunter-ul ca și jump-uri. Încă un ăsta, mă? Aaa, ăsta mă, stai mea că ăsta e prostia asta lor de Scorch Cannon. Atât. Bine, te distrug și piciorul ăla că e teroare acolo. Ia bombița, boss. Mă, o dau damage în prostia asta de tank de deja sare capacele. Mă, dar i-am dat sănătos, bobobiță! După astea că începe să doară un pic și nu e bine. Începe să doară și nu e deloc distractiv. Dar tankul ăsta mereu mi-a cauzat coșmaruri. Încă din Destiny 1, bine, Destiny 1 era parte nașpa, că nu știam exact cum să batem când am făcut primul nostru strike, mamă. Deci țin minte că am făcut primul strike în Destiny 1, era atât de nașpa și atât de greu să-ți faci ceva. Super. Ok, am făcut asta acum. Ce acum putem pleca de aici? Nu, n-am acces la asta. Dar nu țin minte, cred că tankul e ceva nou pentru că nu era în prima misiune. Ca altfel aș fi știut în raid atunci să folosesc faza asta cu picioarele și apoi să-i trag în gămălia aia de la ceafă. Guardian, we have to go. Ok. We get to the city, you'll start to understand why I brought you back. Sunt curios totuși cum pupă evenimentele și toate astea. Chiar sunt curios de toate astea, adică de-aia am vrut să fac video ăsta. Mare parte să vă spun că e Destiny Free to Play și că ar trebui să încercați și voi. Și eram și curios cum e noul intro. Bine, noul vechiul intro, dacă înțelegeți la ce mă refer aici. Ok, mai erau câțiva pe aici. Cred că de-aia să-i păstrat asta de fapt pentru boss. Da, e mai multe shot-uri pe scurt, ok. Asta am vrut să iarăși confirm. Copana mea. Bine, partea nașpa când îți faci un caracter nou e că e plin de tutoriale peste tutoriale, indiferent ce-i faci. Ok, cred că să vină ăsta nou. Să se iasă într-o gaură, de acolo. Ah, nu mai iese ăla? Gata? Așteptam să vină boss pe aici, ia să vedem. Ba nu, cred că o să vină ceva. Oh, am uitat când vorbește caracterul. I can make it work. Da, vine boss-ul. Nu e rău. Sau nu mai vine. Eu tot am trăit cu senzația că o să vină, mă, până la urmă boss-ul, știi? A, vine mă, până la urmă. Iotel. Știam eu că trebuie să fie un mini boss aici la final. Sau nu? A, e boss-ul. Boss-ul ăsta la final, de fapt, îl avem în prima misiune de după. Dacă sta misiunea în caminte. Da. Da, e în prima sau a doua misiune de după. Bici-l boss pe ăsta. Destiny 2. Ce drăguț e intro-ul, să fiu sincer, chiar e destul de drăguț. Da, și după ce faci intro-ul ăsta, de acum cred că începi să ai acces la toate activitățile. Ori asta, ori te mai lălăie puțin cu un pic de campanie. Dar luați-o în felul următor, e un joc
destul de masiv și free-to-play în același timp. Ceea ce e destul de tare. Adică îl iei, l-ai jucat, poți să-l ștești după aia dacă nu te interesează, dar poate rămâi pentru celelalte activități, PvP sau alte nebunii. Așa cum... A, asta e fix intro. Nu vreau să văd asta. Nu vreau să văd asta. Asta am mai văzut. O știu deja pe de rost aproape. Am făcut intro ăsta de prea multe ori pe Destiny 1, deci știu deja. Check all the tower awaits. Deci ăla e un quest. Deci ai diverse quest-uri ca în Destiny 1, dar probabil cred că o să te treacă doar prin primele părți din Destiny 1 și apoi te bagă în Destiny 2 direct. Pentru că astea sunt... The last survivors of humanity's collapse call the city home. Da, asta e efectiv Destiny 1 intro. Mai mult sau mai puțin, știi? Sensul de impresionant. Că au trecut prin atâta muncă încât să te bagă în toată, să bagi în treaba asta. Ok. Wait, dar de ce? E deja spart. Wait, stai, țără. Ceva nu se pupă aici cu mine. Ah, cred că sunt noi Guardians care sunt introduși în perioada de după Destiny 2. Cred că cumva are sens cât de cât nu prea, adică... Încerc să înțeleg, dar probabil că judec prea mult. Adică pur și simplu doar trebuie să iau așa ca pe o simplă misiune de introducere. Scurios aici ce-ți dă exact, adică după ce faci intro-ul ăsta. Și cum am spus, aveți o tonă de activități, e pe Steam, aveți grijă că e destul de măricel. Și dacă o să fie o tonă de oameni interesați în jocul ăsta, acum special care devine free-to-play sau dacă e pe Steam, că asta e iar un alt fetiș de al vostru, cel mai probabil cred că o să facem și un clan pe ăsta aici. Da, deci văd că o să te pune într-o instanță de tower goală doar ca să-ți facă intro-ul, presupun. Ba nu, nu e instanță goală. Avem acces la toate în mare parte. Da, era Rahul aici. Îți dă diverse... Da, introducing raids, da, raids, introducing new light, mid gunsmith, ăsta ar trebui să fie aici, de ce nu e aici? Cred că să mă pun să facă în altă parte, ok, și dacă mergem aici la questuri, talk to the gunsmith, dar nu e acolo. Ok, și destination, ăsta trebuie să faci XP, văd că, uite că trebuie să faci XP să-l deblochezi, ceea ce nu e rău. Dar în mare parte văd că ai acces peste tot. Pretty nice. Ok, oameni buni, cam asta ar fi tot pentru acest video. Am vrut doar așa să vă arăt ce aveți ca și activități de făcut, ce oferă Destiny 2 free-to-play și că vi-l recomand cu căldură să încercați voi să-l jucați. Nu era încărcat, mă, ce fraier sunt. Și că vi-l recomand și vouă să încercați să vedeți dacă vă place jocul acum, după ce l-a făcut free-to-play și după ce aveți aici o grămadă de nebunii de făcut, știi? Uite, deja îmi bagă pe gât nebunii ăsta. Deci de aici am cumpărat de-alea. Perfect, uite mă, câte chestii am scăpat mie aici. Da, știu să-mi echipez gear-ul, vai cât o să mă streseze cu chestiile astea. Mamă, deja îmi dă gear mai bun pe... față de ce aveam eu. Da, oameni buni, ca asta ar trebui acest scurt video din Destiny 2. Eu sper totuși că v-a plăcut și dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai mult content pe viitor din Destiny 2, spuneți-mi în comentarii cam ce ați vrea să vedeți, iar eu o să încerc să fac pe cât de mult posibil să postez Destiny 2 dacă asta e ceea ce vă doriți voi. Aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!